Un teren de sport proaspăt construit îi va aștepta din toamnă pe elevii Liceului Tehnologic Dimitrie Filipescu. Momentan lucrările nu sunt finalizate, însă până pe 5 septembrie, conducerea garantează că totul va fi pregătit pentru a-și întâmpina bobocii. Anul acesta va fi plin de provocări. Odată începerea anului școlar este pe 5 septembrie, deci puțin mai devreme. A doua, numărul vacanțelor este puțin mai mare și anul școlar fiind organizat modular sau pe perioade, va oferi o altă abordare a ceea ce așteptăm la finalul anului școlar. Dar pentru aceste provocări am pregătit terenul și la propriu și la figurat, vorbim despre terenul de sport, pe suprafața căruia ne aflăm acum, este în curs de reabilitare, de modernizare și va avea două suprafețe de joc, una multifuncțională pe fotbal, handbal, volei, cealaltă suprafață este pentru basket, pistele de alergare și groapa cu nisip. Un stil de viață sănătos este esențial pentru dezvoltarea armonioasă a tinerilor, iar la Liceul Tehnologic Dimitrie Filipescu s-a ținut cont de acest lucru. Toate aceste modernizări, dotări, sunt pentru a dezvolta tineri pregătiți pentru provocări, dacă acesta este termenul întâlnirii noastre de astăzi, provocările pe care le oferă societatea destul de mult digitalizată, dar cu toate acestea, un corp sănătos și cu o minte structurată logic asigură structura unui tânăr care va face față provocărilor societății tehnologizate și digitalizate. Pentru că, să nu uităm, de la Liceul Tehnologic Dimitrie Filipescu Buzău vor ieși absolvenții fie de învățământ profesional prin școala aceasta duală, proiectul Meritas, în parteneriat cu Primăria Municipiului Buzău și cu 9 firme asociate într-o grupare numită VIA, Viitorul începe astăzi, și chiar astăzi a început viitorul, și absolvenți de învățământ liceal, toate din această sferă a tehnicului care se bazează pe tehnologia mileniului 3. Așadar, una dintre surprizele pentru elevii care au optat deja pentru școala noastră o constituie baza sportivă, care le va oferi posibilitatea de participare la competiții sportive. În felul acesta, ceea ce au deja dezvoltat prin învățământul gimnazial să poată fi dus nu chiar către performanța oferită de David Popovici, dar către toți cei care aspiră să performeze în sport. Totuși, terenul de sport nu este singura surpriză pe care o pregătește liceul. Cea de-a doua surpriză, reconsiderăm câteva spații în camere pentru internat, pentru că avem elevi din întregul județ, de la distanțe mai mari, de 50 de kilometri, și aceste camere cu dotările la fel corespunzătoare perioadei pe care o trăim de digitalizare, să găzduiască elevii care s-au înscris la noi, nu doar pentru serviciile de cazare, dar și masă, toate acestea fiind asigurate prin școala Meritas, suportate de către Primăria Municipiului Buzău, iar agenții economici oferându-le lunar bursa de 500 de lei. Modernizările aduse acestui liceu sunt datorate Centrului de Excelență în Învățământul Profesional Tehnic Buzău Meritas.